Atenție mare când mergeți la hipermarket, sunt produse care pot avea prețuri de câteva ori mai mari decât cele prezentate la raft. A pățit-o un bărbat la un cunoscut hipermarket din Drobeta, Turnul Severin. Acesta a dorit să cumpere un top de plicuri care costau 1 leu. La casă a constatat că prețul era de fapt 5 lei. Contrariat, bărbatul a căutat o explicație și a găsit-o. Produsul cu pricina avea două coduri de bare, adică două prețuri. Acesta a filmat totul și ne-a trimis înregistrarea pe adresa redacției. Dacă și dumneavoastră aveți fotografii sau filmulețe care pot constitui o știre, puteți să ne contactați pe adresa redacției sau pe pagina de Facebook. Un produs cu două prețuri. Diferența între cele două este 4 lei. Vorbim despre întâmplarea prin care a trecut un bărbat la un hipermarket din Drobeta, Turnul Severin. Acesta a dorit să cumpere un top de plicuri, numai că a descoperit că existau două prețuri. Bărbatul a înregistrat totul și ne-a trimis imaginile pe adresa redacției. O echipă RTS a mers la magazinul cu pricina să caute explicații. Neoficial și înregistrați cu camera ascunsă, angajații hipermarketului au recunoscut că astfel de lucruri se întâmplă și că zeci de produse pot avea prețuri greșite. Se întâmplă, poate sunt zeci de prețuri greșite, în exemplu, la restaurant, magazin. Aceștia au vizionat imaginile și au recunoscut că există două coduri de bare cu două prețuri pe același produs. Asta este o greșeală de la nu de la noi. Deci cel care furnizorul a pus două coduri de bare. În privința unei explicații oficiale, angajații au recunoscut că nu pot da nicio declarație. Companiile mari cu greu își recunosc greșelile. Nu pot să dau nimic. Iar știți că companiile mari nu vor să apară. Grav este nu că doar un singur produs avea două coduri de bare, aproape toate din cele existente la raft se aflau în această situație. Orice cumpărător putea să cadă victimă și să scoată din buzunar de aproape 5 ori mai mult decât prețul corect. Concluzia ce poate fi trasă este aceea că trebuie să fiți cu mare băgare de seamă când mergeți la cumpărături. Verificați bonul de la casă pentru a vedea dacă prețurile coincid cu cele de la raft. În cazul în care constatați discrepanțe, reveniți la casa de marcat și solicitați explicații.